Castelul Bran, cunoscut și sub numele de Castelul lui Dracula, este o bijuterie arhitecturală situată în Transilvania, România. Acest castel impunător, cu o istorie bogată și misterioasă, a fost construit în secolul al XIV-lea și a devenit simbol al mitului vampirului. A devenit cunoscut în lumea întreagă prin romanul lui Bram Stoker, intrând în folclorul turistic drept Castelul lui Dracula. Deși este cunoscut faptul că Vlad Țepeș nu a locuit niciodată în acest castel, legenda e mai puternică decât realitatea, atrăgând anual mii de turiști străini care vor să vadă o parte din legenda Contelui Dracula. Cu turnurile sale înalte și zidurile sale fortificate, Castelul Bran pare desprins din paginile unui povești de bază. Înconjurat de peisaje pitorești și de munții Carpați, acesta emană o aură de mister și romantism. Dacă doriți să-l vizitați, în prezent, castelul adăpostește Muzeul Bran, întins pe 4 etaje, unde sunt expuse colecții de ceramic, mobilier, arme și armuri, iar în curtea castelului se află un mic muzeu al satului. Odată ce pășești în interiorul castelului, ești transportat în vremuri apuse, într-o lume de cavaleri și prințese. Sălile sale impunătoare sunt decorate cu mobilier autentic, covoare prețioase și obiecte de artă ce amintesc de epoca medievală. Picturi și fresce vechi de secole îți încântă privirea și dezvăluie povești și legende îngropate în trecut. Una dintre cele mai fascinante atracții ale Castelului Bran este Camera Secretă, care ascunde intrigi și pasaje secrete. Aceasta a alimentat imaginația și a inspirat numeroase opere literare și cinematografice despre vampiri și misterul din spatele castelului. Pe lângă istoria sa bogată și aura mistică, Castelul Bran oferă și o vedere panoramică asupra împrejurimilor sale idilice. Indiferent dacă ești pasionat de istorie, fan al literaturii gotice sau doar în căutarea unui loc fascinant de explorat, Castelul Bran este cu siguranță o destinație ce nu trebuie ratată.